voiam să te întreb legat de rutina ta de skincare. Există o anumită rutină pe care o respecti cu sfințenie? Oh, da. În primul rând, demachiere dimineața și seara și nu oricum, ci în trei pași. Scrub foarte des și peeling. Întotdeauna serumuri și astea sunt cam 4, 5, 6 la număr de fiecare dată. Depinde de necesitățile pielii mele la un anumit moment. Întotdeauna cremă, mască de 3 ori pe săptămână, cam așa. Dar dacă sunt obosită, dorm cu mască pe față. La ochi, la fel, folosesc serum. Deci, da, am o rutină. Sunt obsedată și mă bucur să văd că și Sara, fiica mea, este foarte atentă. La mine există demachierea, care e foarte importantă și pe care o fac atât cu lapte de machiant, cât și cu apă micelară. La ochi mă demachez cu altceva, ulterior tonicul, aștept 10 minute, după care serul, după care am un aparat foarte bun pentru masaj. Îmi fac masaj cu el și abia apoi îmi pun crema pe față. Am și dimineața o rutină care nu durează la fel de mult ca cea de seara. Rutina pe care ar trebui să o respecte fiecare femeie este demachiatul seara. În viața mea nu m-am culcat machiată. Cu o anumită vârstă trebuie să hidratezi. Eu am un ulei pe care îl dau seara, dimineața am o altă cremă de zi. Adică dacă ai grijă de pielea ta, ea se răspunde foarte frumos. Cumva dacă te culci și te strânge pielea și simți că o dată, de două ori, de trei ori, o lună, două, trei, după aia se strică și nu prea mai ai ce să-i faci. Adică niciun tratament minune nu mai poate să repare greșelile pe care le facem. Eu, în general, sunt foarte atentă și la alimentație și am avut niște probleme de sănătate și acum am încercat să dorm și mai mult, dar niște reguli de bază, folosesc aceste produse care sunt foarte calitative, nu mă culc niciodată cu machiaj pe ochi, pe față, încerc cât mai mult să folosesc un serum calitativ, o cremă de pentru vitamina C, da. Folosește foarte multă vitamina C, da, e nebunită după și așa mai departe, C. Da, vitamina C, retinol, bacuchiol, iarăși este un produs foarte, foarte recomandat. Folosesc un ser, o cremă hidratantă, ceva de genul, da. Îmi aplic două serumuri în zonele unde am nevoie, o cremă hidratantă, iar dimineața îmi schimb puțin, pentru că nu toate, unele produse trebuie să le folosim seara și nu dimineața. Și un produs nou pe care l-am introdus în rutină este crema cu SPF, pe care recunosc până acum câteva luni nu o foloseam, că mi-e place mereu să fiu bronzată și atunci nu prea foloseam crema cu SPF. Niciodată nu dau skip nici la rutina de dimineață, dar nici la cea de seară. Chiar dacă seara mă culc și nu sunt demachiată, atunci când mă trezesc îmi fac rutina exact ca și cum aș fi machiată. Folosesc demachiant, apă micelară, cremă de zi, serum, cremă pentru zona ochilor, pentru că altfel nici make-up-ul nu ar sta foarte bine pe față dacă nu aș face asta. Vorbește lumea la cafea, se aude tare.